Și că tot suntem în, în această areal de ecomaniere, cumva, practic, de la manieră ajungem la zona de comportament. Pentru că, da, e nevoie de schimbare sistematică, avem nevoie de infrastructură diferită, însă sunt și comportamentele care sunt și acolo, o infrastructură un pic mai dificil de schimbat. Câteodată, un cuvânt e destul, câteodată, nici după 5 programe de, de 3 ani de, de team building, nu reușesc să ajungi acolo. Dar. Aș vrea să totuși să reflectăm asupra elementului uman, pentru că orașul construit în jurul oamenilor nu înseamnă că omul nu face nimic, și el trebuie să fie un actor activ în acest proces. Drept urmare, îl avem pe Magor Cebi, care este din partea Trend Consult și ne va povesti și el cum vede uh, elementul uman în dezvoltarea orașelor. Să primim cu aplauze. Mersi mult! Când am avut discuția cu Grațian să vin la acest eveniment, am zis că e cea mai proastă perioadă posibilă, având în vedere că în consultanțe de business de unde vin, acum trebuie să fim la clienți. Dar după aceea m-am gândit și am zis că trebuie să fiu aici pentru că avem o boală grea în societatea noastră. Boala lui SS. Avem, suntem total nemulțumiți de orașele noastre. Spunem că nu e bine poluarea din Iași, din București, din Brașov. Dar cineva să rezolve, pentru că noi avem mult mai uh, importante lucruri de făcut și nu avem timp să ne implicăm. Eu, de exemplu, m-am mutat din Seul, tocmai pentru că 65 de zile dintr-un an nu puteai să ieși pe stradă fără să porți o mască care să te protejeze de poluare. Și sunt niște probleme absolut reale. Problema e că această delegare nu prea funcționează. Și atunci m-am gândit ce aș putea să aduc eu din domeniul meu ca să. Nu știu, ca să vă dau niște idei. Pentru că de cele mai multe ori când credem că delegăm decizii, spunem că delegăm decizia la Grațian, care o să vină cu niște oameni competenți, care o să vină cu niște soluții, o să schimbe legea, iar statul trebuie să fie cel care impune legea prin niște amenzi drastice și în felul ăsta se va rezolva totul fără niciun aport din partea noastră. Și în general asta se întâmplă și când mă duc în organizații sau în companii. Ei îmi spun, schimbăm, schimbăm organizația. Și ne raportăm la strategia generală sau teoria generală harvardiană care spune de obicei plecăm de la o viziune. Ne imaginăm o realitate care nu există în acest moment. Adică hai să ne imaginăm cum ar putea să arate un București unde nu stăm ori în șir în trafic, unde putem să respirăm, unde există și pietoni, unde există și mame cu cărucioare și așa mai departe. Și din când în când ne uităm la rezultatele noastre ca să ne uităm dacă ne apropiem de rezultat sau nu. Și teoria harvardiană spune, viziunea traducem într-o misiune, facem o strategie, obiective, tascuri și ca toate aceste lucruri să funcționeze, facem niște reguli, procese și proceduri. Însă, organizațiile și-au dat deja seama că dacă fac doar aceste lucruri, nu ajung niciodată la rezultatele dorite. Și dacă la nivel organizațional de companii, misiunea și viziunea sunt destul de clare. Dacă mă uit la organizație, l-am ascultat pe Victor care spunea avem o viziune clară, dar a venit schimbarea, primarul a fost schimbat și acum nu mai avem o viziune. Și atunci toate lucrurile astea de sub pică. Și chiar dacă am avea o viziune absolut clară, tradusă în misiune, în strategie, în obiective și în tascuri. Problema noastră cea mai mare este și în organizații și în orașe, Că ce imaginăm noi că fac oamenii nu este egal cu ce, ce fac oamenii în fiecare zi. Și aici este marea problemă. La ce ne gândim noi tot timpul și spunem, în România avem nevoie de legi mai bune. Avem legi extrem de bune. Ne uităm la silvicultură. Legile sunt foarte ok, nu sunt respectate. Ne uităm la orașele noastre. Avem legi. Codul rutier este extrem de bine scris și extrem de clar. Nimeni nu respectă. Și atunci spunem, să vină poliția. Și să ne oblige să respectăm. Că dacă în fiecare zi ar fi un polițist lângă mine, aș respecta legile. E posibil acest lucru. Și atunci, de fiecare dată când ne uităm la rezultatele noastre actuale, nu ar trebui să ne uităm la cum ar trebui să ne comportăm. Fiecare om în România știe că, teoretic, n-ar trebui să aruncăm lucruri, ar trebui să fim disciplinați în trafic, n-ar trebui să ne înjurăm, n-ar trebui să fim agresivi. Știm acest lucru. Ce facem în fiecare zi e puțin diferit. Mai mult, e o problemă foarte mare cu comportamentele noastre reale trăite. Dacă începem să rezolvăm comportamentele noastre prin amenzi, nu dispare comportamentul, ci se întărește comportamentul respectiv. Haideți să vă dau un exemplu ce se predă la antropologia economică la universități. O grădiniță din Israel a observat că părinții întârzie între 5 și 15 minute în fiecare zi. Și au dat seama că asta generează niște costuri și au spus, cum eliminăm acest lucru? Introducem o amendă drastică de 500 de dolari pentru fiecare oră de întârziere. A dispărut? Credeți că au dispărut întârzierile? N-au dispărut întârzierile. Întârzierile de la 5 și 15 minute s-au dus la 50-55 de minute. Pentru că oamenii când stăteau în trafic s-au uitat la ceas, au spus, o să întârzi două minute, o să plătesc o oră, mai am 58 de minute. Au început să răspundă la e uri să duceau la cafea, mai rezolvau niște uh, cumpărături și mai mult, nici nu-și mai asumau comportamentele, pentru că spuneau, dacă tot o să plătesc 500 de euro, eu nu vreau să îmi bată cineva obrazul, eu am plătit, am plătit consecința. Și au existat părinți care au lăsat 2-3 ore în plus copiii la școală, că au spus, v-am plătit. Ceea ce ne spune, de fiecare dată când noi ne imaginăm că putem să rezolvăm comportamentele noastre reale din orașele noastre, prin legi și prin amenzi, ne înșelăm. Pentru că, în general, comportamentele noastre nu vin din faptul că noi, că noi nu știm cum ar trebui să ne comportăm, ci vin din niște norme comportamentale. Asta înseamnă că noi ne uităm la cum se comportă toată lumea în jurul nostru și o să preluăm acele comportamente. Discutam cu niște prieteni expați în România, elvețieni, care spuneau că nu pot să-și explice de ce când sunt acasă în Elveția sunt model citizen, nu încalcă niciodată nicio regulă, conduc exact cum ar trebui să conducă. În România, după câteva luni, toată lumea s-a integrat în peisaj, câteodată se trezesc că taie un alt om în trafic, câteodată se trezesc că au niște comportamente pe care nici ei nu pot să-și explice. Pentru că în momentul în care vedem că toată lumea se comportă într-un fel în jurul nostru, vom prelua comportamentul pentru că vrem să aparținem. Comportamentul deviat, în general, este penalizat. Și toate aceste comportamente vin din niște credințe. Când eram în Parlamentul European și mă întâlneam cu delegații din Austria, din țările nordice și așa mai departe, delegația românească de obicei întârzia și spunea, așa e la noi în Balcani. Dacă vrei să te asiguri că te întâlnești cu o delegație din Balcani, anunță-i că întâlnirea începe cu 15 minute înainte. Ceea ce este o credință, dar este o credință falsă, pentru că văd în fiecare zi foarte mulți oameni în România punctual. Credința că în Balcani se întârzie nu se susține. Se susține în anumite medii. Și toate aceste lucruri vin din niște valori. Și ca să fac schema mai complicată, valorile pot fi aspiraționale și pot fi reale. Și valorile aspiraționale sunt aici. Cum ar trebui să ne comportăm? Și noi spunem cum ar trebui să vină 1 decembrie și spunem cum ar trebui să arate România. Care parte îți asumi tu, cetățean, din această transformare? Cum arată valorile noastre aspiraționale și valorile reale? E o dezbatere pe care trebuie să promovăm în Urbanize Hub, pentru că atâta vreme cât nu înțelegem de ce oamenii conduc cum conduc, care sunt valorile care determină, care sunt credințele care determină astfel de comportamente, nu avem cum să schimbăm ceea ce se întâmplă în orașele noastre. Pentru că majoritatea dintre noi spune eu sunt prea mic să fac schimbarea. Și de ce spun că sunt prea mic uh, 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 ca să fac schimbarea? Pentru că nu înțeleg care comportamente personale ar putea să aducă niște schimbări în societate. Și atunci, dacă mă gândesc că aș vrea să trăiesc în alt fel de orașe decât cele pe care le avem în acest moment, mai degrabă aș duce puțin discuția și aici. Și aș spune, hai să vedem, pe baza comportamentelor noastre reale, existente în orașele noastre, ce fel de valori avem la modul real. Și s-ar putea, când ne uităm la acele valori, să nu ne placă. Și s-ar putea ca, în acel moment, să putem să discutăm. În mod punctual ce ar trebui să schimbăm la nivelul credințelor noastre, la nivelul normelor noastre comportamentale și la nivelul comportamentelor noastre individuale zilnic. Și atunci tot ce spuneam la început, că delegăm la Grațian și la toți oamenii, pentru că nu este singur, sunt o grămadă de oameni absolut dedicați și fabuloși în Urban Ice Hub. Pe Grațian îl știu de ceva vreme, am scris și adică am meditat și un volum împreună întotdeauna vorbește despre orașe. Despre orice temă încercăm să vorbim, tot timpul acolo ajunge și asta e absolut admirabil și toți oamenii ăștia. Dar nu putem să delegăm problema la ei, pentru că problema fundamentală e la noi. Și până când nu știm care, de ce comportamente avem nevoie să comunicăm despre asta și să începem să le implementăm în viața noastră de zi cu zi, nu vom ajunge unde dorim. Și abia apoi putem să ne uităm aici și spunem, avem deja oameni cu comportamentele potrivite, cu sistemul de valori, cu sistemul de credință, cum ar trebui, abia acum folosim legile ca să arătăm tuturor că restul comportamentelor s-ar putea să fie toxice pentru noi. Sper că a trezit această introducere cumva un interes și sper că vom reuși să discutăm despre asta pe viitor, că poate reușim să promovăm măcar în anumite primării o schimbare de felul ăsta de, de a vedea lucrurile, pentru că s-ar putea să schimbe jocul. Mulțumesc!